Andreea Duță. Opa! Eu nu știu dacă se vede, dar sunt oltean. Și am toate caracteristicile de oltean. Pentru că am fost crescut de olteni, în Oltenia. Asta ca să fie clar. Am scăpat de fusei, mersei, ca să mă integrez. Ca așa a zis tata. Să mă amestec cu mulțimea până când o să mă fac director. Tata nu era un tip strict, dar avea o singură pretenție, să fac tot ce zice el. Mama vorbea rar, nu din înțelepciune, de frică. În rest, cu tata era o bucurie, că nu era acasă. Și ce e foarte mișto la noi, la olteni, sunt superstițiile. La noi, dacă ai trecut pe sub o scară, e clar, nu mai supraviețuiești. Dacă ți-ai pupat nevasta în prag, la revedere, până seara te desparți de ea. Dar mă rog, ideea e că nu sunt foarte multe superstiții. Să nu... Asta este un număr de performanță. Într-un astfel de număr, n-ai voie să te încurci odată. L-ai... Bă, și s-a speriat îngrozitor de tare. Să nu mângâi câinele în răspăr, să nu pup copilul pe picioare, să nu acoperi oglinzile, să nu ții florile cu capul în jos, să nu torvin în pahar peste mână, să nu ții farfeca deschisă că e ceartă, cuțitul cu lama în sus, să nu dai acu de cusul din mână în mână, Delia. Să nu-ți ia cu decusul din, să nu dai cu decusul din mână în mână. Dar mă rog, mai sunt câteva. S-a întâmplat ceva. Ai emoții. Lasă fata în pace. Ai avut un blocaj? Poftim? Ai avut un blocaj? Poți să continui? Da. Poți să te mutaci un pic? Exact. Shut up. Fata în pace. Ok. Ea a avut, la un moment dat, un blackout. Știu că au fost probabil 10 secunde blackout-ul respectiv, sau 15 secunde. Dar pentru mine, pentru că în momentul ăla empatizam rău de tot cu ea, au fost 2-3 minute. Mi s-a părut foarte, foarte mult. Să nu-ți ia cu decusut, să nu dai cu decusut din mână în mână. Bă, asta face parte din scenariu sau nu? Că nu înțeleg. Am uitat textul, băi, nene. Mie mi s-a întâmplat la un moment dat, am avut spectacol cu doi pe o bancă. La premieră, în sală, era maestrul Rebenciuc, care eu îl consider cel mai mare actor român. Asta este părerea mea. Și care jucase același rol pe care eu l-am jucat la Metropolis în anii 80 la Bulandra. Și pentru prima dată în viața mea, Alexandra, pentru prima și ultima dată de atunci, nu mi s-a mai întâmplat, a început spectacolul și după un minut am avut singurul blackout din 15 ani de carieră. Singur. Nu mai uitasem și numele personajului meu. În acele 10 secunde, care au părut ani, ore, nu vrei să știi ce se întâmplă. Bă, nu vrei să știi ce se întâmplă. Deci poți să faci un stop cardiac, deci este ceva sinistru. Bă, și când am văzut-o pe fata asta, te-ai seama că pe mine m-a izbit acel moment al vieții mele? Păi, recunoaște, e un blocaj? Da, mă, am emoții, da. Păi la dracu, frate, hai să facem așa. Bine, hai, poți să continui, că-mi place. Da. Păi, da. Ok. Să nu dai acu de cusut okay. Din mână. Bineînțeles că într-o situație de asta și au mai fost alte situații. Nimeni nu vrea să se oprească, nimeni nu vrea să mă asculte. Să oprească ce? Să reia de la început? Să reia de la început sau să se oprească de tot? Pentru că mi-am dat seama că ăsta e numărul. Și că nu va putea să ducă la capăt. Nu va putea. Așa. Da. Să nu dai acu de cusut din mână în mână. Dă-l dracului, dac, că ai țis la cincea oară. Mă rog, m-am oprit aici, continuăm. Să nu dai acu din mână în mână. Zic cum e cu acu. Ce le-ai da, așa. Să nu dai acu de cusut din mână în mână. Dacă vezi foc, o să pui mâinile la fund și să zici că tot răul trebuie să rămână în spate. Dacă te uiți în oglindă când mănânci, nu e bine că uiți tot ce ai învățat înainte. Corect, asta s-a întâmplat. Și n-am venit și eu la București la facultate. Și evident ca orice oltean am mașină și usturoiul în oglindă, că a zis tata să mă ferească de ochi. Și prima mea întâlnire cu o fată a fost foarte mișto. Evident i-am zis să urce cu dreptul în mașină, să stea cu picioarele apropiate, să nu stea cu mâinile încrucișate în timpul mersului, că asta e accident. Nasol a fost când a coborât din
din mașină și avea părul desfăcut. Și oricine știe că atunci când cobor din mașină trebuie să ai părul prins. Imediat m-am repezit să rezolv problema, am întins mâna, i-a crezut că o ajut, i-am băgat mâna în păr, am ținut-o strâns de tot și s-a zbătut puțin, i s-a rupt nasurile de sus de la cămașă. Și oricine știe că dacă se rupe nasurile de sus de la cămașă, cazi la pat, ceea ce nu e bine. Dar în orice caz, asta a fost ok. Când să intrăm în restaurant, culmea culmilor, un popă. A fost ceva, un botez pe acolo, imediat mâinile la spate, ea nu a făcut la fel, le-am pus eu, a început să țipe. Am zis, i-am explicat, nu e ok să țipi când ești încălțată, că nu mai dorm singură la noapte. Să intrăm în restaurant, a venit mâncarea, ea plângea că e cea mai nasolă întâlnire la care a fost. Ce era să zic? Că nu e bine să plângi la masă, că zice ghinion, am tăcut. În fine, am plecat acasă. Am făcut amor în poziția misionar. La un moment dat a fost și deasupra, dar oricine știe că dacă stă deasupra nu mai cresc. Cu picioarele în sus nu era cazul că se știe că rămâi așa spânzura toată viața. A doua zi ne-am trezit, am zis să plec acasă. Am trecut prin Piața Victoriei, erau niște oameni cu pancarte, se învârteau așa în cer și strigau. Adică, nu știu, stai acasă, îți faci o pancartă zgrigându-urile pe ea, o lipești de un băs, te învârți în cer și strigi. Dar mă rog, nu asta era ce vreau să spun. Ce vreau să spun e că atunci când pleci de la iubită, nu treci prin piață, că o iei de nevastă, așa am pățit eu. Da, acum aștept să mă pup în prag. La revedere! Ce nervos e Bendea cu tetele. E supărat! Da, păi, ce-am făcut? Cum o cheamă fost doamna de la Ploiești, Bendea, de care erai tu îndrăgostit? Cum? Doamna de la Ploiești cu bancurile sinistre, lungi. Care... Gabriela Niță? Gabriela Niță. Deci ai fost mai obositoare decât acea doamnă, Gabriela Niță. Nu nimic. Cel puțin trebuie să manifest respectul. Că atâtea superstiții trebuie să ducă la ceva bun. Dar pe aia cu pisica. N-ai zis pe aia cu pisica. Pisica neagră. Oricum am auzit destul de mult. Sunt suficiente. Adică era așa... da. Chelul s-a săturat. E simplu, deci de fiecare dată în viața asta când o femeie mi-a vorbit atât de mult... Eu cred că ești de ochiat. Exact. Deci poate să-mi zică și mie cineva... Un... ai de ochiat? Tatăl nostru, ceva, că sunt pasionat de sub. Dacă o fi de ochiat de femei, să-i crape țâțele, să-i curgă laptele, să-i moară pruncii de foame. Dacă o fi de ochiat de bărbat, să-i crape, să-i curgă... era... așa e de ochiul. Îl știți? Ești de ochi, dintre ochi, din gene, din sprâncene, din vârful nasului, din vârful obrazului. Pubăga! Bendeac, simt că vrei să vorbești. Vorbește! Eu, cât au vorbit ei, am încercat să-mi construiesc un semi-discurs care să o facă pe ea să se simtă cât de cât ok. Eu mă declar complet și irevocabil îndrăgostit de ochii tăi. S-au spart mătăciuși. Și pornirea a fost asta și pornirea a fost foarte sinceră pentru că mie îmi place foarte mult de ea. Ca, nu știu... Nu numai, adică nu numai de ochi, de... uite, vezi că e joc de cuvinte, nu numai de ochi, de ochi, cu tare, nu numai de ochi și de felul tău de a fi. Noi n-am văzut-o niciodată fără mustață. Și cum poți să fii îndrăgostit de niște ochi? Ba da, am văzut-o. El a văzut-o. Care stăpânesc o mustață. Dar unde ai văzut-o fără mustață? La frizerie. Dacă... vă tundeți în același loc? Aș ști. Deci dacă aș ști... Și când am auzit că eu încep și încerc cu cât mai multă delicatețe să mă apropii de subiectul ăsta care știam cum e, când am auzit din stânga mea... Cred că în 2 ani de zile m-am enervat vreodată atât de mult. Simt că am dezamăgit lumea, nu neapărat pe mine. Băi, psihologul Bendeac, care ești? Nu faci bine ce faci. A venit cu cel mai interesant număr de la Umor. Este numărul meu preferat după atâtea zile îngrozitoare. Nu-i dezamăgim-o pe nimeni. Fetița asta o să intre în finală de data asta. Artiștii sunt suflete sensibile, domnule. Uneori rănești și nici măcar nu înțelegi cum și de ce s-a întâmplat asta. Înainte de pauză, Mihai s-a simțit iremediabil rănit de atitudinea colegilor săi jurați, iar acum cu toții încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat.
Ce-a făcut, mă, că n-am fost pe fază? A stricat speech-ul lui Benziacu. Ce dat? Bă, dar rău. Nu cred că în 2 ani de zile m-am enervat vreodată atât de mult. Stai, mă, stai, ce ți-a făcut? Hai, wow, wow, stai că noi nu am... Vino, mă, încoa. Zici chepa asta, că nu înțelegem. Ne-ai stins lumina. Păi, intenția a fost bună, fata n-a reușit să facă ce și-a propus, a avut emoții, am înțeles-o. De unde această întreagă dramă? Bine, noi nu ne-am supărat. Toată lumea a votat. Dar de ce a votat... Stai că a votat pădos. S-a pierdut. A apăsat invers pe buton. Nici n-a mai observat că a apăsat invers pe buton. Pentru noi, oricum, a fost un moment vesel. Adică, nu atât concurentul, cât Bendeac ne-a înveselit pe moment. Ne cerem scuze și ne pare rău că l-am enervat pe Bendeac. Nu mă așteptam să fie așa, nu știu de ce. Asta nu e votul din cauza mea, asta era și înainte. Adică urma să spună că s-a îndrăgostit și după aia să spună că vrea să fie mai bine și poate să fie nimic, ce mai bine. Cred că te așteaptă, du-te și vorbește cu el.